dragilor, astăzi vom merge în orașul Macomb. Avem aici vreo 180 de boxe. Avem o zi lungă. E cald afară, frumos. Haideți cu mine spre Macomb. Da, fraților, vreo 2 săptămâni aproape nu am făcut vlog din cauza că a returnat GoPro-ul. Dacă am avut probleme cu el, să trăiască GoPro-ul. De acum sperăm să fie bine. Ne bucurăm de ziua de azi, ne bucurăm că avem boxe multe de delivrat. Cât mai multe boxe, cât mai mult mălai. Coca-Cola, trăiască Coca-Cola. Nu că-i fac reclamă, dar e cea mai de best. Mai ales asta de sticlă. Coca-Cola asta de sticlă. Stai să vă arăt. Coca-Cola asta de sticlă vine direct din Mexico. De la Mexicanos. Doamnelor și domnilor, bine ați venit pe acest canal spectaculos, fabulos, minunat, impresionant. Aici veți avea ocazia să vedeți cele mai spectaculoase zone, cele mai haioase zone și case, cu cele mai interesante momente ale orei dimineții. Pregătiți-vă o pungă de popcorn, o pungă de semințe și vom parcurge împreună orașul Macomb. Ce cald. Uite elicopterul, frate. Poate vine după noi rușii. Punem aici, că nu mai găsim mai departe mai bine. După care vom lua ceva degustare, poate, de la Tim Hortons, ca să avem o zi așa faină. Ia să băgăm. Ne băgăm aici. Ne băgăm aici. Ia. A, boys, hai că revenim după ce punem ghezul. GoPro, stop recording. Hello, boys. Am revenit din nou cu noua mașinuță. Le-am dat și ei de mâncare, de băut. Ghez. Începe prima noastră aventură în Macomb. Uite aici ce ușă faină are, a? Lăsăm așa frumos, nu le trântim, că unii scam pretențios, să zic eu așa, unii scam pretențios. A, că ai trântit baxa. Liber colegul la București, liber colegul la Brașov. Și aici vom face stânga. Liber colegul, liber. Este un MCV pe partea stângă cu fața îndreptată spre Moțca. Ai grijă că este un Logan neinscripționat. Vă mai duceți aminte? Bă, abia aștept, mă duc în România, am eu stații din aia și încep să vorbesc cu colegii. Ia uitați, boys. A rămas fără suc, frate. Nu mai am suc deloc. Mai am numai o guriță și gata. Scuzați că atunci s-a închis deodată camera, care a rămas fără baterie și am schimbat bateria repede. Și ia uitați aici. Ia uitați aici ce căsoaie mare avem noi aici. Ce case, căsoaie, căsuțe mare avem noi aici. Între timp am mai deliverat vreo câteva boxe. Și a zis să vă iau cu mine la aceste locații spectaculoase. Uitați aici ce casă mare. Aoleu, ce casă. Și încă se mai fac. Încă se mai fac case. Ia uite acolo câte se construiește. Ia uite acolo ce se construiește. Ia uite acolo ce se construiește. Mexicanos. Mexicanos. Amazon Drive. Bă, am ajuns la Amazon, sunt aici pe Amazon Drive, fraților. Am ajuns la Jeff Bezos ca să-l vizitez, bă, dacă poate îmi dă și mie vreo $1.000.000. Așa, ca pentru băiatul. Fii atent ce căsoaie mare aici. Ia uite aici ce casă. Aoleu, leu, leu. Ia uite ce căsoaie mare acolo. Ia ce fain. Uite ce casă ai mare, aoleu, aoleu.
Uite, mă, și UPS-ul, mă. Ia uitați aici. Ia uitați aici. Ia uitați aici. Fuck. Fuck. Cățeluș cu parucreț fură rața din coteț și jură că nu fură, că l-am prins cu rața în gură. It's my life in USA. Life is good. Enjoy the life. Life is good. Enjoy. This is my channel. Așa se cheamă canalul. Canalul Dunărei Marea Neagră. Canalul meu de YouTube. Life is good. Enjoy. Viața este bună. Bucură-te de ea. Nu lăsa o clipă să nu te bucuri de ea. Bucură-te de viața aceasta minunată. Hai că mă vedeți și pe mine. Nu-i așa? Suță micuță care are cărți minunate de citit, dacă vrei să te documentezi pentru cultura ta generală. Să o iei de acolo și o duci înapoi. De obicei, chiar mă întrebam, mi-am zis, bă, dar cum să... Hai că am prins roșu. Mă gândeam, cum stă așa la marginea drumului și nu fură nimeni cărțile de acolo să nu le mai aducă înapoi. Nu, frate, cine să le fure? Aici în America nu se fură, aici se completează. De unde nu este, le completez. Nu, de obicei nu fură, nu au ce să fure. Știi de ce nu se fură cărțile? Chiar m-am întrebat de ce nu se fură cărțile. Cauza că mulți oameni nu au nevoie să fie documentați prin cărți, să documentează prin Google. Și nu ai ce să mai fur cărțile, pentru ce să le fur? Îți dai seama, când ar fura toți oamenii cărțile, ar fi toți deștepți. Nu ar mai fi oameni proști pe lumea asta, știi? Dar... Așadar și prin urmare nu se fură. Nu mai am Coca-Cola. Bă, fraților aia care vindeți Coca-Cola, care produceți Coca-Cola, aduceți-mi și mie aici o sticlă, ca să am și eu ce bea pe ziua de azi, să am spor la lucru. Că așa trebuie să beau apă de acum. Apă e liber, liber, colegă. Parcă ruginez de la apă. Ce mașini minunate. Jeepane și merțane. Casei de milioane. Ăștia au făcut bani, băi, și prin căutatul din tomberoane. Da. Mediu afacerist. La noi e foarte trist că se face în stil maratonist. Da. Zile. A, să uite ce frumos s-a făcut aici. Nice, boy. Nice. Hai, mă vedeți și pe mine? Aie, uite, aici era următoare. Aie, mergem prin casele oamenilor. Aie, uite, mă, UPS-ul, mă. Au și aia. Au și aia delivrări pe aici, pe lângă noi. Ce geamuri faine au ala pe acoperiș. Se suie pe acoperiș și vede în casă. Ia uitați aici ce frumos. Nice, boy. Nice, boy. Ce-au pus ăștia? Au pus pietre, parcă zici că-s cartofi, că-s barabule pe jos, pe cea. Hai, ia una și prăjește-o. Ia una și prăjește-o. Părerea mea, BMW-ul îmi place mai mult decât Mercedes-ul, să zic eu așa. Și Merțanul e fain, nu poți să zici că nu, dar BMW-ul e BMW-ul, frate. BMW-ul e BMW-ul, deci BMW-ul e BMW-ul. Acum știu că o să primesc hate-uri la greu, dar aia e. Știi cum? Aia e. Mi-au consecințe. BMW-ul, bă, mă vezi, Audi, bă, mă auzi, și Mercedes, bă, mergem, știi? Mă vezi, mergem și n-auzi. Următoare aici cu o ușă frumoasă. Ia uitați ce ușă frumoasă. The Debish Family, ha? Nice. Nice, nice. Ia uitați ce casă frumoasă aici. Ia uitați ce casă frumoasă. Ia uitați ce casă frumoasă. Uite ce crătă fain are. Ce fain, mă, tu ce crătă are, ha? Vă place, ha? Vă place, ha? Frumos, frumos. Frumos, frumos.
frumos. liber în spate, liber. Scuzați, spatele față e reparație. Uite, mă, aici ce Dodge Ram avem noi, mă. 572 acolo. Acolo. E 572. Ce Dodge Ram frumos. Black color, nice. Nice. Ia uitați aici, fraților, am revenit din nou cu un update. Ia uitați aici ce casă mare. Ia uitați aici ce casoaie mare, frate. Bă, ăsta e ceva doctor, ceva milionar, ceva îi. Între timp am golit mașina aproape, nu prea mai sunt boxe, sunt mai câteva pungi. Mai avem aici vreo jumătate de oră, poate 20 minute. Și apoi plecăm acasă, de unde ne așteaptă o supică caldă cu cărniță. Mi-a făcut amore meu o supică caldă. Pane aici, wow, interesant, da? Uite, mă, ce fain aici, mă. Ce ușă, mă. Casă șmecheră, mă. Roșu, mă. Uite, mă, ce corvet roșu, mă. Nice, boy. Uite, mă, nice. Că și cu bicicleta, mă. E mai econom acum cu bicicleta. Sincer să zic, e mai econom cu bicicleta acum. Mergi cu bicicleta, nu mai bagi benzină. Uiteți aici câte opțiuni ai de lăsat. A lăsat-o la garaj door, nu-i voi. Dacă a lăsat-o la sliding door, s-a supărat. Ai, bă, fii serios. Că știi cum e, zic ei, ci că dacă o lești la garaj door, că doar, uite ce distanță mică de la garaj door la front door. Distanță de un metru, doi, da? Spune că dacă lești la garaj door, e unsafe area. Nu e atât de sigur zona, nu e sigur locul. Cum să nu fii sigur locul, frate? Dar orică los la front door la 2 metri mai încolo, orică los la garaj door, tot aia. Pentru mine e mai ușor să o las aici, cât e mai aproape, cu cât o las mai aproape de mașină, cu cât termin mai repede boxe și mai, na. Dar și că o las la garaj, și că o las la front door, e tot aia. Că nu e unsafe, că nu e în siguranță. Cum să nu fii în siguranță? Dar așa poți să vii cineva să o iei și de la front door și la garaj, că e aceeași, e lângă acolo. Ai, mă, fii serios, mă. Uite aici ce se construiește. Uite acolo ce se construiește, ce că e criză. Inflație, ce inflație, frate, că se construiește la case la greu. Ia, așa-i cu ăștia. Uite aici ce frumos, a? For sale, dar deja odată o scris sold. Sell pending, oh. În procesare, wow, frumos. Frumos, tare. Loc de casă, un bucat de pământ pentru o căsuță. Mai e așa, mai mărișoară. O căsuță mai mărișoară, a? Ce pleonas mai zici, mă, benule, mă. Uite, acum la următoare am două boxe. Foarte bine. Termin mai repede, știi? Știi cum e? Și asta pentru ce mai? Leave a note. Nice. M-am băgat și am plecat. Că nu mai este timp de așteptat. Da, că supica de cărniță ne așteaptă, că sucă. Da, boys, adevărul că pe după așa o zi lungă de muncă, de 6-7 ore, merge o supică caldă așa bună. Merge o supică așa caldă.
bun, așa, de casă. De casă, așa. Ia uitați Amazonul. Trăiască Amazonul. Dar ce ai pățit, frățică? Ce ai pățit, frățică? Na. Na, ce ai pățit, frățică? Everything all right? Happen something? No, it's not bad. Cool. Yeah, boys. Domnul de la Amazon s-a uitat la cauciuc, ce-o zis, a făcut pană, n-a făcut pană. A făcut ceva pană, nu. No. Sorry, boy, că te-am băgat în față. Oh, ce mare. Ce ven mare. Aoleu, ce ven mare de Amazon. La bagi. Bagi 500 de bucks pe zi. Dar nu-mi place, sincer. Sincer, nu-mi place să lucrez pe el. Știi de ce? Spun eu acum de ce. E foarte greu de... Te bagi mai greu cu el pe străzi la oameni, pe driveway. Vezi, el nu poate să intre pe drive la om. Eu mă bag imediat, pac, pac, imediat. Plus că e foarte mare și lung și ai de parcurs pași ca să intri în el, să dai baxa jos, să pui, să... De fapt, are ceva loc aici între scaune, când se ridică în picioare, are loc să meargă înăuntru, dar tot trebuie să vin apoi după aia, să iei baxa, să vin apoi după aia la șofer, la partea la șofer, nu, sincer, nu prea îmi place cu troc, cu ven, zic eu cu troc, cu ven de la mare, cu baxele. Ia uitați aici, wow! Ce faci câinele? Paște? Iarbă? mănâncă iarbă câinele? A. Uitați aici. Uitați aici. Ați văzut? Facem stopul frumos. Nu vine nimeni și dai înainte. Îi dai înainte, mă, benule, mă. Stânga. După ce vom avea verde, culoarea verde la semafor. Da, brothers and sisters. Ați vrut să parcurgeți împreună acest minunat oraș. Doresc ca în continuare să mai fiți cu mine în fiecare zi. Voi face daily vlog și vedem mâine în ce oraș ne o să ne dea. Și ce să zic? Vă mulțumesc foarte mult, dați un like la acest canal, vă rog, dați un share să vadă cât mai multă lume, dați un subscribe să apară cât mai mulți abonați și lăsați un comentariu, aveți grijă de voi, aveți grijă de această pandemie, acest COVID-uț și vă doresc o nouă aventură. Până atunci, multă sănătate!